slavă Domnului, încă avem multe locuri frumoase care merită explorate. Astăzi vorbim despre Comuna Ciocănești, care este așezată în partea de sud-vest a județului Suceava. Comuna are în compunere satele Ciocănești și Botoș, situate de ambele părți ale râului Bistrița și a drumului național 18, pe o distanță de 16 km. În satul Ciocănești există o biserică ortodoxă din lemn, construită în secolul XIX, în anul 1859. Comuna Ciocănești păstrează bogate și nealterate fonduri etnografice, folclorice și mărturii despre străvechile ocupații ale locuitorilor acestor meleaguri, despre datini și obiceiuri, cântece și dansuri. Dragi prieteni, haideți să intrăm în direct cu primarul Comunei Ciocănești, domnul Radu Ciocan. Bună ziua, ne auziți? Bună ziua, vă aud și vă salut. În primul rând, vă felicităm pentru titlul de a fi fost ales în categoria Comuna Comunelor. Mulțumim, meritul este a locuitorilor, în primul rând, neapărat al meu. Ciocăneștiul este în primul rând cunoscut datorită faptului că este un sat unic în citate dată de motivele naționale, pui cum îi numim noi, cu care ciocăneștenii își împodobesc casele. Este o tradiție născută în 1950 la inițiativa unei gospodine de aici și de atunci câteva sute de case au urmat de locuitori au urmat acest exemplu și aceste case împodobite cu motive tradiționale, motive preluate de pe costumele populare și motive care se găsesc de altfel și pe oule încondeate, au schimbat cumva înfățișarea comunei. Dar nu este singurul aspect care face Ciocăneștiul cunoscut, mai sunt o serie întreagă de activități care încercăm să le păstrăm, cum este și plutăritul pe care îl readucem în atenția turiștilor, pentru că încercăm să găsim cât mai multe variante de atracție pentru turiști. În consecință, aș putea trage concluzia că Ciocănești, de fapt, pe asta se bazează, pe turism, și de aici pleacă toate celelalte activități care se desfășoară în comune. Noi încercăm să asigurăm toate condițiile și pentru locuitori, dar și pentru cei care ne calcă pragul și slavă Domnului că mai avem și alte obiective. Mina turistică, Munții Suhar, Bistrița Aurie, muzeele etnografice și al ouălor încondeate și 6 biserici sau mănăstiri, o serie întreagă de case mai vechi de 100 de ani care sunt reabilitate pentru a fi păstrate așa cum erau pe vremuri, pentru a putea vedea oamenii și cum se trăia pe vremuri și o serie altă întreagă de o altă serie întreagă de obiective cu care încercăm, nu neapărat să ieșim în evidență, să captăm atenția.